scriptură 621. Psalmul 115. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău de slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miros. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtleșul lor. Că ei sunt cei ce-i fac. Toți cei ce se încrede în ei. Israele, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Casa lui Aron, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Domnul își aduce aminte de noi, El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul. Pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă înmulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii, ci noi. Noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Pentru că ce binecuvântează Dumnezeu, rămâne binecuvântat pentru veșnicie. Slăvit să fie numele Lui. Amin. E un har și o binecuvântare să stăm în prezența Domnului și în seara aceasta. Numele meu e Emanuel Chețan, și vin din România, de la Cluj. În această perioadă sunt în Canada cu prilejul unui congres internațional de neurologie care se desfășoară în aceste zile aici, la Montreal. Prin harul Domnului, Dumnezeu mi-a făcut parte de chemarea de a fi medic, sunt medic neurolog și de asta mă găsesc la acest congres în aceste zile și mă bucur de tot ceea ce am găsit aici. Numai că n-am vrut să mă bucur doar de știință, de înaltă calitate, ci dacă tot sunt aici, am vorbit și cu fratele Iosif la telefon înainte să ajung în Canada și am hotărât ca în seara aceasta să ne închinăm împreună înaintea Domnului. Pentru că merită Dumnezeu toată cinstea și toată închinarea. E pentru a treia oară când mă găsesc în Canada. O să fiu la Montreal până sâmbătă dimineața, când se încheie congresul. Apoi voi pleca în Ontario, unde locuiește sora mea cu familia. Săptămâna viitoare voi fi la Detroit și la Cleveland, la două spitale din Statele Unite, urmând ca de luni într-o săptămână să mă întorc în țară cu ajutorul Domnului. Vă aduc salutările familiei, ale soției mele. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu trei copii. Soția a rămas acasă cu copiii. Din fericire n-a rămas singură, a rămas împreună cu mama soacră. Domnul să binecuvinteze toți bunicii și toate bunicile. Însă așa de prețioși și ne bucurăm de ajutorul de care avem parte prin dâns și Domnul să-i binecuvinteze. Vă aduc salutul bisericii, sunt membru și slujitor în Biserica Baptistă Betel din Cluj, de unde vă aduc salutări din partea fraților păstori, a fratelui Marius Abău și a fratelui Adi Tămaș. Și ne rugăm ca binecuvântarea Domnului să vă fie înmulțită în orice vreme. Mă rog ca binecuvântarea Domnului să rămână peste dumneavoastră aici în Laval, să rămână peste noi acolo la Cluj și să rămână peste toți cei ce caută fața Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. În seara asta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din cuvânt. Eu nu sunt nici păstor, nici mare predicator, dar ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă aș vrea să împărtășim. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Suntem beneficiarii unei noi zi de har din partea lui Dumnezeu. Și fiecare zi pe care o primim, îi un dar din partea Domnului nostru. Ne-am adunat aici
de dragul Domnului și în numele Domnului, pentru că spune psalmistul, nu nouă, Doamne, ci în numele Tău de slavă. Ori de câte ori ne adunăm în prezența Domnului, nu-i vorba despre noi, e vorba despre El. Și El trebuie să fie înălțat între noi și noi. Apostolul Pavel scrie Corintenilor și le spune, ori de câte ori vă adunați la oaltă, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și spune o cântare a fratelui Nicolae Moldoveanu, să înalți jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai deplin. Hristos și jertfa Lui trebuie să fie cinstite, binecuvântate și onorate ori de câte ori ne adunăm. Pentru că, spune Salmul, Salmistul Salmul 2, dați cinste Fiului. Fiul trebuie să fie înălțat în nou, în noi și între noi. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu e în centrul revelației, în centrul descoperirii și în centrul închinării. El e centrul Universului. Psalmul 115, un psalm de halel, un psalm de laudă la adresa lui Dumnezeu. Un psalm pe care unii comentatori biblici spun că l-ar fi cântat Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii în ultima seară, înainte de patimile Domnului. E un psalm în care ne uităm în seara aceasta, care ne invită pe fiecare dintre noi să ducem închinare, să ne îndreptăm privirile, atenția și inima înspre Dumnezeu. Și asta pentru că închinarea nu e altceva decât răspunsul nostru a fiecăruia la revelația, la descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu ni s-a descoperit și prin urmare ne cheamă și ne invită să ne închinăm Lui. Dar întotdeauna închinarea se face la invitația lui Dumnezeu și în termenii lui Dumnezeu. Închinarea se face la invitația lui Dumnezeu și în termenii lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre închinare, ne gândim la închinarea prin cântare și ne-am închinat în seara asta prin cântare. Ne gândim la închinarea prin cuvânt. Ne gândim la închinarea prin rugăciune și am făcut-o. Ne gândim la închinarea cu darurile de bunăvoie și o facem. Închinarea îmbracă așa de multe forme. Dar în seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu prin Psalmul 115 ne cheamă să ne închinăm înaintea Domnului și apoi ne învață cum să ne închinăm înaintea Domnului. Citind Psalmul 115 și aplicându-mă asupra Lui, am descoperit că Dumnezeu, prin acest cuvânt, ne cheamă la un mod mai special de a ne închina. Și spune cuvântul Domnului în versetul 11, cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. Dragii mei, închinarea înseamnă să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Dar oare cum ne cheamă și cum ne așteaptă Dumnezeu să intrăm în prezența Lui? Știți cum? Ne învață Cartea Evrei. În Evrei, în capitolul 4, cu versetul 16, spune să ne apropiem, dar acum, cu deplină încredere de scaunul Harului. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. Dumnezeu ne invită să intrăm în prezența Lui în închinare și ne cheamă seara aceasta să ne închinăm într-un mod special, și anume, încrezându-ne în El. M-am bucurat să văd că am început închinarea în seara aceasta cu o cântare care ne invita să ne credem în Dumnezeu. M-am bucurat de cuvântul de la ora de rugăciune din Psalmul 46 care spune Domnul este ajutorul și sprijinul nostru. Prin urmare, încredeți-vă în Domnul. Și tot ce a fost până acum a fost un apel și o chemare din partea Duhului Sfânt să ne încredem în Dumnezeu, să ne închinăm înainte lui Dumnezeu, încrezându-ne în El. Dragii mei, trăim într-o perioadă similară celea descrise de către Fiul lui Core în Psalmul 46, când neamurile se frământă, împărățiile se clatină. Tot în jur parcă nu mai are stabilitate, e așa multă frică, anxietate, e nesiguranță și oamenii se întreabă ce o să fie într-o astfel de vreme. Cei ce vă temeți de Domnul, cei ce ne temem de Domnul, suntem chemați să ne închinăm înaintea Domnului. Cum? Încrezându-ne în Dumnezeu. Dacă s-a ajuns să te crezi în Dumnezeu, ai nevoie de cel puțin două lucruri. În primul rând, ca să ajung să mă cred în Dumnezeu, am nevoie să-L cunosc pe Dumnezeu. Am nevoie să-L cunosc pe Dumnezeu. Întotdeauna încrederea se naște
din cunoaștere. Și întotdeauna încrederea se construiește pe cunoaștere. Acum eu aș întreba un lucru cât se poate de simplu. Dumneavoastră ați avea încredere în cineva pe care nu-l cunoașteți? Sau am avea încredere în cineva pe care nu-l cunoaștem? Încrederea lui Dumnezeu are la bază cunoașterea lui Dumnezeu. Dar nu e vorba despre acel element, ce anume despre a cunoaște despre Dumnezeu, ci Dumnezeu mă invită să-L cunosc pe El, nu să cunosc despre El. Acum s-ar putea să ne uităm la noi și să spunem, dar noi suntem pocăiți, suntem mântuiți prin Harul Domnului și Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să atrag atenția și nu ceea ce spun nu vă vizează pe dumneavoastră, ci e vorba despre fiecare dintre noi. Faptul că suntem în biserică nu certifică, chiar dacă suntem dintr-un număr mai mic sau mai mare de ani, nu certifică că Îl cunoaștem suficient pe Dumnezeu. La un moment dat, unul din apostolii Domnului Iisus Hristos, pe nume Filip, se apropie de Domnul Iisus și spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și Mântuitorul se uită spre el și spune, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut? Nu era de 2-3 zile sau de 2 săptămâni Domnul Iisus cu ei, ce spune, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Ca să mă cred în Dumnezeu, am nevoie să-L cunosc pe Dumnezeu. Trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu ca să mă pot raporta corect la Dumnezeu. Trebuie să-L cunosc cine-i Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Și spune Psalmistul, Psalm 115, versetul 3, Dumnezeul nostru locuiește în ceruri, El face tot ce vrea. Dar vreau să înțelegem că atunci când Biblia spune că Dumnezeu face tot ce vrea, Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu capricios, care dacă astăzi se trezește bine dispus, ne merge bine toată ziua, dacă mâine îi mai prost dispus, lucrurile nu merg bine, nu. Ci e vorba aici de voia lui Dumnezeu, care întotdeauna e bună, plăcută și desăvârșită. Spuneam la început că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copii și cel mai mic dintre copii e o fetiță de 3 luni de zile. Și în urmă cu 3 luni când soția a născut, exact în ziua în care a născut, m-a sunat medicul care a asistat la naștere, a născut cu cezariană, m-a sunat seara și mi-a spus, Emanuel, felicitări pentru fetiță, dar am o veste nu tocmai plăcută. Să știi că în timpul operației am descoperit Andrei, așa că am pe soția mea, o formațiune tumorală abdominală. Acum, eu sunt medic, sunt obișnuit cu tot felul de verdicte, însă, în acel moment, am trecut de cealaltă parte a baricadei. Nu mai eram în postura medicului care dădeam eu verdictele, ci eram în postura pacientului. Și în momentul în care am auzit așa ceva, mi s-au înmuiat genunchii și am zis, Doamne, oare ne-ai binecuvântat ca să ne iei o altă binecuvântare? Și stând acolo și-au durat câteva zile până când s-au făcut investigații suplimentare, s-a făcut un tomograf, un computer tomograf cu substanță de contrast și din fericire s-a infirmat tumora, era vorba despre altceva. Dar până să aflăm această realitate, am stat și m-am gândit înaintea Domnului și am zis, Doamne, acum în încercare, înțeleg că voia ta e bună, dar oriunde e elementul ăla plăcut și desăvârșit? Voia lui Dumnezeu rămâne întotdeauna bună, plăcută și desăvârșită. Ăsta e Dumnezeul nostru, care locuiește în cer și a cărui voie se duce la îndeplinire. Binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, Îl cunoaștem noi suficient? Îl cunoaștem noi suficient pe Dumnezeu? Evanghelistul Luca spune în capitolul 24 că la un moment dat, doi din ucenicii Domnului Iisus Hristos se ducă spre Emaus. Și în drumul lor, li se alătură Mântuitorul și intră în discuție cu ei și începe să le deschidă Scripturile și să le vorbească și prinde cuvântul lui Dumnezeu. Dar doctorul Luca sublinează un element important acolo și spune că la un moment dat, ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Dragii mei, care sunt lucrurile care ne împiedică să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu? Apostolul Petru spune în 2 Petru, capitolul 1, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cum? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Îl cunoaștem noi cu adevărat și pe deplin pe cel ce ne-a chemat? Pentru că încrederea în Dumnezeu se fundamentează întotdeauna
pe cunoașterea lui Dumnezeu. Închinarea e o invitație la a cunoaște pe Dumnezeu. Psalmul 46, versetul 8 spune: veniți, veniți și priviți lucrările Domnului. Descoperiți-L pe Cel ce este Dumnezeu. Și Osea, capitolul 6, cu versetul 3, ne face o chemare specială și spune, Osea, capitolul 6, să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca ploaia, ca ploaia de primăvară, care udă pământul. Să cunoaștem, să căutăm, să-L cunoaștem pe El. Când mă uit în viața Apostolului Pavel, am văzut în viața Apostolului Pavel un element care îl preocupa și îl pasiona. De departe, aspectul care l-a interesat pe Apostolul Pavel în întreaga lucrare și în întregul proces de cunoaștere lui Dumnezeu, știți care a fost? A fost acela pe care Pavel a enunțat și a spus: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Ăsta era targetul Apostolului Pavel, ăsta era dezideratul, era dorința cea mai înaltă a Apostolului Pavel să-L cunoască pe Iisus Hristos și puterea Lui, binecuvântat să-i fie numele. Amen. Îi dorința noastră, îi dorința inimii noastre să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În rugăciunea de mare preot din capitolul 17, Domnul Iisus Hristos se roagă Tatălui și spune: Tată, am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. De ce? Pentru că spune Daniel în capitolul 11, dar aceia din popor, din care popor? Din poporul Domnului. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne atari și vor face mari sprăvi. Aceia din poporul care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor spune împreună cu Iov: dar știu că în contrast cu idolii cei morți pe care îi descrie Psalmul 115, dar știu că în contrast cu ei, răscumpărătorul meu, acel Dumnezeu care locuiește în cerul și face tot ce vrea, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. În seara aceasta, Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm și să ne închinăm încrezându-ne în El. Dar întotdeauna, încrederea în Dumnezeu are la bază cunoașterea lui Dumnezeu. Și mă rog să spunem ca și Apostolul Pavel: Doamne, rugăciunea mea cea mai înaltă e să Te cunosc pe Tine și să-ți cunosc puterea și slava în viața mea. Și la al doilea rând, ca să mă cred în Dumnezeu, pe lângă să-L cunosc pe Dumnezeu, mai am nevoie de ceva. Am nevoie de credință. Atunci când ne-a creat, Dumnezeu a așezat în noi două laturi, două aspecte. A așezat latura biologică și a așezat în noi latura spirituală. Atunci când ne-a creat din punct de vedere biologic și de asta ne ocupăm noi medicii, Dumnezeu a așezat în noi cinci simțuri. Simțul văzului, auzului, a mirosului, a gustului și a pipăitului. Sunt cinci senzori cu care intrăm în contact, prin care intrăm în contact cu lumea înconjurătoare. Dar când vine vorba de lumea spirituală lui Dumnezeu, nu putem să intrăm în felul acesta în prezența lui Dumnezeu, ci întotdeauna în lumea spirituală și în prezența lui Dumnezeu se intră prin credință. Avem acces la Dumnezeu doar prin credință. Dragii mei, credința nu doar că e importantă pentru noi în ecuația și în economia mântuirii, credința e vitală pentru noi. Și spune Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, că fără de ea e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să ce? Trebuie să creadă că El este și că răspătește pe cei ce îl caută. Dar nu orice fel de credință, ci vorba de acea credință despre care spune Apostolul Iuda în epistola lui sobornicească, și anume credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Dar care e credința dată Sfinților? Că așa multe credințe, aș spune unii. Nu, nu. Pavel spune în Efeseni, e un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Dragii mei, credința dată Sfinților odată pentru totdeauna e credința care se naște exclusiv din cuvânt. E credința care e centrată exclusiv în Domnul Iisus Hristos. Și credința care întotdeauna mă duce la pocăință. Dacă credința mea nu așa are baza în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu l-are în vedere pe Iisus Hristos și nu mă deamnă la pocăință,
atunci ar trebui să mă cercetez și să-L întreb pe Dumnezeu dacă am cumva în mine credința dată Sfinților. Încrederea în Dumnezeu se bazează pe credință și asta pentru că spune Scriptura, cel neprihănit va trăi prin credință. La un moment dat, stând de vorbă cu contemporanii săi, Domnul Iisus Hristos le spune așa, dar când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi El ce? Cunoștință? Va fi suficientă literatură teologică când va veni Domnul Iisus pe pământ? Asta întreabă. Nu? Când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi El credință în fiecare dintre noi? Mă rog să ne mărească Dumnezeu credința. Amin. Asta s-au rugat și ucenicii. Să ne mărească credința. Spune-o cât are. Vorbim de credință că suntem sus pe munte. Dacă suntem jos în vale, mai e credința noastră la fel de puternică? Mi-aduc aminte de o întâmplare în anii grei ai comunismului în România. În vremea comunismului în care Sfinții Domnului sufereau pentru credință. Unul din marii oameni al lui Dumnezeu, fratele Traian Dors, pe care Duhul Sfânt l-a folosit și a compus sute de cântări spre slavă lui Dumnezeu. A fost transferat la un moment dat, dânsul a făcut vreo 17 ani de detenție grea din cauza mărturiei și a mărturisirii lui față de Domnul Iisus Hristos. Și la un moment dat a fost transferat la penitenciarul din Aiud. Și spunea dânsul că a ajuns la Aiud împreună cu un lot de deținuți și a intrat pe poarta închisorii. Și în timp ce intra acolo pe poarta închisorii, în loc să se lamenteze, în loc să se plângă și să zică, Doamne, asta e răsplata faptului că te urmezi pe tine. În loc să fac asta, s-a lăsat călăuzit și copleșit de Duhul Sfânt. Și Duhul Domnului i-a dat inspirație. Și în timp ce intra acolo și a intrat pe poarta închisorii, Duhul Domnului i-a dat o cântare. Și fratele Dors a așternut cântarea respectivă care spune, nu te îndoi, ci crede că după orice nor, e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, dragii mei, zidurile și porțile de fier de la Iud nu erau basme, erau realitate, totul în jur era cenușiu, totul era posomorât, era un aer de pesimism acolo. Dar Duhul lui Dumnezeu care face lumină, i-a spus fratelui Dors, nu te uita la ele, pentru că dincolo de ceea ce vezi, e cel nevăzut, care n-are început și n-are sfârșit, binecuvântat să-i fie numele. Vorbim de credință când suntem sus pe munte, dar când suntem jos în vale. Dragii mei, credința dată Sfinților trebuie fundamentată 100% pe Cuvântul lui Dumnezeu. Nu pe emoții, nu pe circunstanțe, nu pe ceea ce simțim, ci credința mea și a dumneavoastră trebuie să fie puternică ancorată în promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că promisiunea lui Dumnezeu îi lege pentru Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu promite, El face. Nu știu cum sunteți aici în Canada, dar în România suntem așa de obișnuiți cu promisiuni. Tot la 4-5 ani le auzim când există campanie electorală și majoritatea dintre ele rămân neonorate. Spre deosebire de acestea însă, vine Dumnezeu și o voce care întotdeauna ce promite își onorează. De asta credința mea trebuie să rămână ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu a enunțat și în ceea ce Dumnezeu a promis. Într-un moment greu de încercare, descris de Evanghelistul Ioan în Epistola, în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, în fața mormântului lui Lazar, era mort de câteva zile și Domnul Iisus Hristos vine să plângă cu familia. Pentru că este Dumnezeu, un Dumnezeu care simte împreună cu noi. Și se uită spre Marta și spune Martei Domnul Iisus Hristos, nu ți-am spus, Marto, că dacă vei crede, vei vedea slavă lui Dumnezeu. Dacă vom crede, vom vedea slavă lui Dumnezeu. Încrederea, frați și surori, se ancorează în credință. Și vreau să mă apropii de încheiere și să spun că în seara asta, prin Psalmul 115, Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm.
Dar ne spune prin carte Evrei că de fiecare dată când ne închinăm, noi intrăm în prezența Lui. Și de fiecare dată când ne apropiem de scaunul Harului, trebuie să ne apropiem cu deplină încredere. Încrederea în Dumnezeu e un act al închinării. Știți de ce? Pentru că ea validează ceea ce cunosc și ceea ce cred despre Dumnezeu. Încrederea mea în Dumnezeu validează cunoașterea mea și credința mea în Dumnezeu. S-ar putea să ne întrebăm, Doamne, dar cât capital de încredere să investesc în Tine? Suntem așa de obișnuiți uneori să spunem, atunci când suntem într-o problemă, uite, Doamne, eu aleg să mă cred în Tine. Dar dacă cumva lucrurile nu merg cum aș aștepta eu, am eu rezervele mele, am eu soluțiile mele, am eu resursele mele. Oare în felul ăsta ne cheamă Dumnezeu să ne credem în El? Proverbe, capitolul 3, cu versetul 5, știți ce se spune? Încrede-te în Domnul 70%. Nu, fără rezerve. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Știți ce înseamnă asta? Abandonează-te în mâna lui Dumnezeu. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu o încredere parțială sau cu jumătate din măsură, ci o încredere din toată inima mea. Dragii mei, încrederea în Dumnezeu e o lucrare supranaturală, e o investiție pentru eternitate. Aș putea să spun, dar cum să nu mă încred în acela care a luat asupra lui toată vinovăția și toată pedeapsa mea? Cum să nu mă încred într-un Dumnezeu care și-a luat Fiul și așa cum spune Isaia în capitolul 53, a făcut din Fiul Lui pentru noi, pentru mine și pentru dumneavoastră, a făcut din Domnul Iisus om al durerii și obișnuit cu suferința. De dragul nostru a ales să-L zdrobească prin suferință. Ăsta e Dumnezeu care mă cheamă să mă încred în El. Ăsta e Dumnezeul care mă cheamă să mă încred în El. Doamne, dar să mă încred în Tine și atunci când nu înțeleg și atunci când lucrurile nu merg așa cum mi-aș dori eu? Da. Pentru că Dumnezeu e întotdeauna credincios promisiunilor Lui. Evrei, capitolul 4, versetul 15, spune căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Dragii mei, Hristos e mare preot înviat după rânduia lui Melchisedec. Și nu e un mare preot care să n-aibă milă, ci un mare preot care simte și împreună cu noi în suferință. Știi de ce? Pentru că a gustat suferința. Asta diferențiază creștinismul de toate celelalte religii. Nici o altă religie nu are un Dumnezeu care să vii gusta suferința. Dumnezeu s-a coborât și a gustat ceea ce înseamnă să suferi. A gustat frigul și căldura, a gustat foamea și setea, a gustat batjocura, a gustat respingerea, a gustat durerea, a gustat moartea, dar binecuvântat să-i fie numele, că a gustat învierea, El, pârga celor adormiți. Un astfel de mare preot avem care stă la dreapta lui Dumnezeu și un astfel de Dumnezeu ne spune, încredeți-vă în mine din toată inima voastră. Scriptura spune să fiți gata să dați oricând socoteală din nădejdea care e în voi. Dar, dragii mei, pe ce se bazează nădejdea care e în noi? În Isaia, capitolul 36, spune cuvântul lui Dumnezeu că în anul al 14-lea, al domniei împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, a venit și a împresurat și a luat cetățile întărite ale lui Iuda. Și la un moment dat, unul din generalii lui, pe nume Rabșache, îi trimite o scrisoare lui Ezechia și spune predă-te de bună voie mie. Și Ezechia, la cuvântul Domnului, stă împotriva Asiriei. Și când Rabșache vede atitudinea lui Ezechia, se uită la el și îl întreabă un cuvânt care răsună peste veacuri. Pe ce se bazează, dar, încrederea aceasta? Frați și surori, pe ce se bazează încrederea noastră în Domnul? Încrederea mea trebuie să aibă la față
cunoașterea lui Dumnezeu. Și trebuie să aibă la bază credința în Dumnezeu. Încrederea mea trebuie să fie întotdeauna pe măsura Dumnezeului meu. Dacă am un Dumnezeu mare, încrederea trebuie să fie pe măsură. Pentru că spune Psalmistul, Psalmul 62, da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Dar, frați și surori, aș întreba un lucru. Dacă ar fi să nu ne încredem în Dumnezeu, ce altă alternativă avem? La un moment dat, în Isaia, capitolul 6, după ce Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor că El e pâinea vieții și că cine nu mănâncă și nu bea trupul lui, nu are parte, spune Scriptura că un mare număr din ucenici l-au părăsit. Și în loc să-L vedem pe Domnul care aleargă după ei și le spune, stați băieți, stați că negociem și putem să mai diluăm lucrurile. Nu face așa ceva. Dimpotrivă, se întoarce spre cei care au rămas puțin și le spune, voi nu vă duceți. Și pentru inspirat de Duhul Sfânt îi spune, Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice, la cine să ne ducem? În seara asta spun, Doamne, Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, în cine să ne credem dacă nu în Dumnezeu? Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Și în momentele în care îndoiala și necredința le dau trecoale, știți ce avem de făcut? Avem de privit la crucea lui Hristos. Acolo vedem dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. În crucea lui Hristos vedem înălțimea dragostei lui Dumnezeu, adâncimea, lungimea și lărgimea dragostei lui Dumnezeu. În crucea lui Hristos, încrederea în Dumnezeu e un act înălțător de închinare care se bazează pe cunoașterea lui Dumnezeu și pe credința în Dumnezeu. Ferice de cei ce se încred în Domnul, spune Psalmistul, în a căror inimă locuiește crederea. Dacă Dumnezeu ne radiografiază în seara asta inimile, într-un fel în care numai El poate să o facă, ce găsește în inima noastră? Găsește o încredere deplină? Sau suntem șovăielnici, plini de teamă, tremurăm? Ferici de cei ce se încred în Domnul, în a căror inimă locuiește încrederea. Și închei cu versetul 35 din Evrei, capitolul 10, care spune să nu vă